Momente de panică la Survivor România Ana Porgras a leșinat în fața colegilor săi, imediat după ce a terminat o cursă pe traseu. Medicul a venit de urgență, iar concurenta a fost scoasă pe targă din concurs. Ana Porgras este una dintre cele mii bune concurente de la Survivor al Stars. A depus foarte mult efort pentru a face treabă bună pe traseu, însă de această dată nu a mai făcut față. După ce a pierdut o cursă în fața Mariei Lungu de la războinici, tânăra s-a întins pe nisip și nu s-a mai putut ridica. Colegii din echipa faimoșilor i-au sărit imediat în ajutor. Ana Pordras s-a leșinat la Survivor România, Maria Lungu și Ana Pordras s-au luptat pe traseu. Iar cursa a fost câștigată de concurenta din echipa războinicilor. În timp ce ea se bucura alături de echipă, faimoasa a început să se simtă rău și s-a prăbușit la pământ complet epuizată, nu a reușit să se mai ridice de pe nisip. Nu pot să mă ma ridic. Mamă! Au fost singurele cuvinte pe care a reușit să le mai spună concurenta survivor al Stars. Ulterior, colegii ei au crezut că leșină și si au chemat de urgență medicul. Tânăra a fost stropită cu apă pentru a-și -si reveni. Extrem de slăbită, Ana Pordras a fost scoasă din concurs cu targa. Cel mai probabil, traseul solicitant și căldura au adus-o pe faimoasă în acest punct, Ana Porgras. Am rămas cele mai bune fete. Ana Porgras a încercat tot timpul să dea ce are mai bun pe traseu. După eliminarea Elenei Marin, concurenta din echipa faimoșilor a mărturisit că acum au rămas în competiția survivor al Stars doar cele mai bune fete. Mai mult decât atât, ea consideră că plecarea fostei colegei este chiar un avantaj pentru echipă, în punctul ăsta, cred că o să fie un avantaj pentru noi că am rămas doar eu și Ștefi. Cred că am rămas cele mai bune fete din echipa faimoșilor, fără lipsă de modestie, a spus Ana Porgras, după eliminarea Elenei Marin de la Survivor România.